Fie că ești îndrăgostit, fie că fugi de un pericol, mintea determină compoziția chimică a sângelui, care la rândul ei controlează biologia. Mintea interpretează percepția, iar creierul lucrează la biochimie, care la rândul ei influențează percepția. Pe scurt, tot ce îți închipui creează o realitate a ta și produce anumite substanțe în corpul tău. Așa se explică fluturii din stomac, insomnia, excitația, transpirația, un ciudat mod de a ți se tăia respirația sau picioarele în timp ce mergi. Avem un ciclu de informație, percepție, interpretare, comportament al celulelor procesate de minte și de substanțe neurochimice, care răspunde de felul în care reacționăm la evenimente sau în relații de dragoste. Putem afirma că hormonii mediază relația dintre minte și corp. Estrogenul și testosteronul, de exemplu, sunt hormonii împerecherii. Ei sunt prezenți și la femei și la bărbați, în doze diferite, desigur, pentru a genera dorință, cuplare imediată, fără implicare neapărat emoțională. Acești hormoni ai pasiunii sunt importanți pentru fertilitate, deci crearea dorinței a pasiunii este comportamentul generat de ei pentru perpetuarea vieții. Sexul este plăcut datorită dopaminei, o substanță chimică esențială în propagarea dorinței spre plăcere și extaz. Dopamina este sintetizată într-o zonă a creierului, esențială în circuitul cerebral al sistemului recompensă-plăcere. Dopamina este activată însă și de alte acțiuni sau alte substanțe care aduc plăcere sau dependență, cum ar fi unele alimente, droguri, jocuri de noroc, alcool. Când suntem îndrăgostiți, circuitul cerebral al dopaminei este bogat și se multiplică la orice stimul legat de persoana respectivă. Dopamina se poate combina cu calmul specific afecțiunii și poate crea uneori durabilitate în relații. Dopamina, revin, se produce în sistemul de recompensă-plăcere. Deci, dragostea dispare când recompensa dispare. Vasopresina este o neuropeptidă sintetizată în hipotalamus. Ea se referă la legături emoționale puternice și agresive. Așa cum în natură, masculii cu femelele nu formează cupluri pereche pe viață, decât foarte rar, cercetătorii au studiat procentul chimic de vasopresină ce diferențiază comportamentul unor specii. Un șoarece rozător, de exemplu, având această neuropeptidă într-un procent mai mare, își petrece întreaga viață lângă partenera sa, crescând serii de pui și păzind cuibul cu agresivitate. Deci nu te supăra dacă ai lângă tine un partener cu vasopresina mai mică decât un șoricel și nu va sta întreaga viață doar cu tine. Oxitocina are o mare reputație în dezvoltarea atașamentelor. Este drogul iubirii și al îmbrățișării. Pe vremuri, era cunoscută ca o moleculă stimulantă a uterului la naștere, a producerii de lapte și de sentimente materne. Am trecut în revistă acești hormoni ca să lămurim legăturile invizibile și deseori neconștientizate dintre chimia corpului și interpretările create de mintea noastră în diverse situații relaționale. Furtuna de emoții a iubirii și mixul hormonal duc la o stare unică de visare, deseori de neexplicat. Ce ajută echilibrul hormonal? Sunt plante, alimente, suplimente nutritive, care se recomandă în tratarea diferitelor tulburări hormonale. La fel cum multe activități fizice, ca dansul sau sportul în natură, îmbunătățesc funcția uzinei hormonale într-un mod fără riscuri și chiar plăcut. Să reținem că hormonii sunt cei răspunzători pentru starea noastră de spirit, energia, metabolismul, libidoul și felul cum arată pielea noastră. Zenith îți recomandă resveratrol cu seleniu, formulă cu acțiune anti-aging.